And later we will show this message to her direction. That will be so nice. Bună dimineața! Bună ziua! Bună ziua! Profesorii tot timpul te ajută. În fiecare zi este ceva nou. Deoarece eu predau biologia și chimia. Celălalt este atmosfera școlă. They're asking you to provide more. Implementez foarte multe proiecte. Citim foarte mult la lecții. Începând cu limba engleză, pentru că obiectul este în engleză, de exemplu. We invited you here not just for a simple interview, but we do have a surprise for you. Acolo pe laptop o să dai play la un video și să vă găsiți videoclipul cu jurnalul nostru. Trofima Alina este, da? Da. Vă rog frumos să porniți și să-l urmăriți. Dintre toți prietenii mei, l-am ales pe Nicu. I had to choose just one, and I chose Federica. Profesorii de la Heritage sunt foarte înțelegători și buni, dar am ales un profesor care mie îmi place și aș vrea să-i transmit un mesaj de mulțumire. I chose to speak about Andrea, because she has a very special place in my heart. Că îi apreciez pe toți, dar m-am gândit să-i adresez un mesaj doamnei Alina, dirigintei mele. All the teachers at Heritage need a big round of applause because they're putting in a lot of effort. But I feel that my favorite one is Miss Olga Morozan. Este doamna Livia State, pentru că ea a fost cea care m-a inspirat să învăț și să studiez limba română și să o îndrăgesc. Nicu, tu ești foarte inteligent, energic, prietenos, săritor la nevoie și foarte glumeț. Vreau să știi că te apreciez pentru că ai fost mereu alături când am avut nevoie și îți mulțumesc pentru sfaturile care mi le dai când ți le cer. You are such an amazing friend. You are smart, unique and beautiful. Dear Andrea, thank you so much for being sweet, caring, loving, reliable and an amazing friend that you are. Doamna Alina Trofim, vă mulțumesc pentru numeroasele lecții de viață și momente frumoase petrecute împreună. Miss Olga Morozan, thank you for all the time you put in every single lesson. It's a pleasure to know that business studies is taught by you. Dragă doamnă Elena Mileca, apreciez enorm încrederea și puterea dumneavoastră. What I have noticed in you is that you are strong, determined and ambitious and always resilient. Am învățat de la dumneavoastră că greșelile ne fac mai puternici și că nu trebuie să renunțăm niciodată. You are the person that I feel comfortable talking to you when I have an issue, because I know that I can count on your help. You truly understand me, you believe in me and you support me. Sunteți un model pentru mine, vă apreciez pentru dedicația față de elevi. Vă mulțumesc pentru că mereu m-ați împins să fiu mai bună, participând la diferite concursuri și olimpiade. When I spend time with you, I learn so much and I want to thank you because of that. You have taught me so much about your Italian culture, traditions and in general your family and friends back home, and I see how much you miss them and I hope that you will meet them soon. I know that you are my closest friend for a reason, and we became friends because of our shared interest and because we enjoy each other's company. M-ați ajutat să descoper poetul din mine și vă mulțumesc pentru inspirația oferită. Aș vrea să fiu la fel de energică, curajoasă și deșteaptă ca dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru iubirea față de lectură și lecțiile productive și înțelepte. Îndrăgesc lecțiile dumneavoastră pentru că sunt foarte interactive, iar dumneavoastră încercați să predați această limbă pentru a fi interesant pentru toți. You came into my life right when I needed a friend the most. When I remember all that we've been through, I am awed by how powerful our friendship is. And I would like to just say
You make me feel complete and I'm so happy to have you as one of my best friends. Am învățat de la tine să vorbesc engleza corect și am mai învățat că trebuie să am răbdare. Multă. Îmi amintesc prima lecție, am făcut un desen abstract cu multe figuri geometrice. Mi s-a părut banal și simplu, dar dumneavoastră m-ați încurajat și ați zis să nu mă opresc. Thank you for all your effort and work. You are a person who inspired me to find myself, because after a year of working with you, now I know who I want to be in the future. Vă mulțumesc pentru toate recomandările de cărți care au fost superbe și care m-au ajutat să devin o persoană mai bună. I'm really thankful that you motivate us every single lesson with your comments. You always tell us where we're good at and where we have to work a little. You've been really supportive all this year. Vă mulțumesc mult pentru încredere și susținere. Vreau să-ți mulțumesc pentru că mă ajuți când am nevoie și pentru toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună. And now I have my own goals that I want to achieve, thanks to you. Serios, da? Doamna Livia State, vă mulțumesc că sunteți profesoara mea și pentru că tot ce faceți este pentru elevii dumneavoastră. I really hope to see you next year as our teacher for business lessons. Thank you, Andrea, for being such an amazing friend. Thank you. Signed, Lare Dancichi. Oh my God. Your friend, Jessica. Oh, that was so nice. Mulțumesc. E bine. Ooh, I'm a bit teary-eyed. Oh, that's cool. Wow, this is an amazing surprise. You need to cut this up, please. Thank you. You're okay. I'm a human being, normal. Oh, I didn't expect like such a pleasant message. Oh, it makes me feel very happy. I don't even know what to say. And actually, it's the same feeling, like what she said to me. I feel the same towards her. Like when we became friends, this is when we needed each other the most. And I feel really grateful that I have a friend like her. Nu le zic niciodată să mă laude. Nici nu-i cer asta. Nu știu, mersi. Chiar surpriză. Serile, nopțile, orele petrecute asupra caietelor, cărților, cumva chiar se răscumpără, iată, prin astfel de momente foarte frumoase. Vă mulțumesc foarte frumos, nu am cuvinte mai multe. E plăcut să fii apreciat pentru ceea ce faci. Faci nu pentru salariu, nu pentru confirmarea de sine, pentru crearea lor. Și eu cred că, într-adevăr, munca se vede. Emoții de fericire, de căldură, de că pot să joc un rol important, poate, în viața unui elev. Și vreau să-i urez mult succes în continuare, dacă va alege această cale, să deschidă noi orizonturi în lumea artelor. Sandu, mersi mult pentru toate momentele plăcute care le-am petrecut împreună. Am învățat mult chestii de la tine. Sper că continuăm aceste momente în viitor. I'll just say thank you and I really appreciate what she did for me and what she's doing right now. I'm very grateful for meeting you. I'm very happy that we are friends and you're probably the best friend that I had in my whole entire life and I don't want that to change. I'm speechless. He's a very cool guy, honestly. He really likes to learn. And luckily they found me, you know. I told them that you're very lucky you found me. I'm here. Este foarte emoționant. Dacă toți elevii ar fi așa cum este Sofia, lumea ar fi chiar foarte frumoasă. Trebuie să spun că am foarte mulți copii la Heritage asemenea Sofie și mă bucur foarte mult. Este o... Da, chiar nu m-am așteptat la... În oricare domeniu unde ar merge, eu cred că ea ar lăsa acea urmă care e vizibilă. Asta e posibilitatea ei și asta eu cred că e menirea ei și sper că noi să avem încă mulți ani împreună pentru a vedea progresele ei. Mi-mi place să schimb oamenii. Mi-mi place să aduc bunătate. Și
Îmi văd rostul aici. Mersi.